De 10 ani întregi nu s-a atins de o singură mușcătură de mâncare sau de o picătură de apă. În schimb, și-a petrecut zile antrenându-se foarte greu în locuri cu adevărat periculoase, trecând intenționat prin tot felul de dureri pentru că avea misiunea de a deveni o figură asemănătoare unui zeu în lume. Totul a început acum 2500 de ani. A existat o mare luptă între regele Kozala și Magadha peste râul Gange și orașul numit Kapilavatu. Palatul din Kapilavatu a fost atacat de Kozala și oamenii care au fost prinși în război care au avut de suferit. Nu numai că și-au pierdut familie, dar au suferit și de foamete și de lipsa locurilor de muncă. Oamenii nu puteau decât să spere că într-o zi se va naște cineva special și să-i ajute să iasă din această situație. Până într-o zi s-a născut fiul regelui Kapilavatu. În ziua în care s-a născut prințul Siddhartha, toată lumea putea simți o aură intensă. Soarele strălucea ca niciodată înainte și oamenii și-au dat seama că a fost binecuvântat de zei. Sătenii sunt uimiți și toate animalele s-au adunat pentru a vedea acest eveniment special. Sătenii sărbătoreau sosirea regiului Kapilavatu, sosirea moștenitorului Shakya și toată lumea îl felicită pe rege. Chiar dacă Maya este fericită de binecuvântările care au fost aduse fiului ei, simte slabă și leșină. Regele Prajapati și soldații săi se grăbesc înapoi în oraș când aud vestea că regina este în pericol. Când Prajapati ajunge la Maya, ea îi prezintă copilul Siddhartha. El ține copilul în brațe cu drag și Maya spune că vrea să-i dea numele Siddhartha, adică cineva care își atinge scopul. Lui Prajapati îi place mult numele, dar lucrurile devin înfricoșătoare când Maya începe să simtă durere. Ea cere să țină copilul în brațe și Prajapati îi dă Siddhartha. Maya spune că Siddhartha va fi extraordinar și va avea o mare credință. Își mânghe copilul pentru ultima oară înainte de a muri. Prajapati își poate ține fiul aproape doar în timp ce Siddhartha plânge pentru pierderea mamei sale. Un preot pe nume Asita îi face o vizită regelui Prajapati, care se simte onorat că preotul a venit să-i vadă. Asita și Prajapati merg în camera lui Siddhartha, dar Asita este șocată când vede copilul. Prajapati întreabă motivul și Asita îi spune să se uite cum este copilul. Bebelușul are un deget îndreptat spre cer și un alt deget îndreptat spre pământ. Aceasta înseamnă că este cel mai venerat de pe cer și pe pământ, ceea ce înseamnă că acest copil va fi regele lumii. Prajapati se șocat de această revelație. Asita este uimit, dar adaugă din păcate nu va fi în viață pentru a fi martor la creșterea lui Siddhartha. 10 ani mai târziu, Siddhartha este distrat de câțiva dansatori, dar nu este impresionat. Obosește și pleacă de lângă dansatori spre balcon. Acolo se uită la ceva cu furie pe față. Siddhartha se alătură celorlalți copii, în timp ce un bătrân le spune să crească repede și să devină mari războinici pentru a-l învinge pe Kosala. Siddhartha se ridică și îl întreabă pe bătrân dacă războiul va duce cu adevărat la moarte. Bătrânul spune că sunt niște supraviețuitori, dar Siddhartha vrea să știe ce se întâmplă cu o persoană după ce aceasta moare. Bătrânul menționează o mormântare, dar Siddhartha persistă întrebând ce se întâmplă cu morții după înmormântare. Bătrânul închide spând că a venit să se predea, nu să dezbată. Siddhartha se așează, simțindu-se trist. Cu toate acestea, un copil pe nume Jetka își șoptește că ar trebui să meargă să se joace pentru că lecția este plictisitoare. Un alt copil este de acord, iar cei doi băieți îl târăsc pe Siddhartha să meargă la joacă. Băieții vânează un iepure cu arcul și săgeții lor improvizate. Jetka ratează prima lovitură, iar iepurele fuge, îl urmăresc încolțindu-l. Jetka este pe cale să mai tragă când Siddhartha sare peste el pentru a-l opri. Iepurele scapă când săgeata ratează pe Jetka și îl întreabă care este afacerea lui Siddhartha. Îl împinge și apoi el și cealalt beat merg să vâneze un alt animal. Siddhartha se simte trist și începe să se gândească la vânătoare. Jetka nu se teme să vâneze creaturi vii. El se plimbă în pădure, iar animalii din apropiere nu se tem de el. Ei ies din ascunzătoarea lor să se uite la el. Cu toate acestea, momentul este de scurtă durată, deoarece Jetka cade într-o mlaștină și nu poate ieși. Se scufundă și cheamă ajutor. Siddhartha l-aude și se grăbește să-l ajute. Cealaltă puști încearcă să ajute la Jetka, în timp ce Siddhartha, văzând situația, se duce la o ramură. Îl coboară cu greutatea corpului, iar cealaltă beat sare și el pe creangă. Ramura devine suficient de joasă pentru Jetka, care încearcă cu disperare să se țină de ea. El apucă margea, care se rupe imediat când o apucă. Jetka încă strigă după ajutor, dar este prea târziu pentru că este complet scufundat în mlașină. Siddhartha și cealalt copil sunt în stare de șoc. Vestea ajunge la oameni, iar toți se grăbesc în pădure. Mama lui Jetka plânge la pierderea fiului ei, iar oamenii se adună în jur pentru a o consola. Siddhartha pleacă din grup simțindu-se trist, când este sunat de mama lui Vitregă. Siddhartha vrea să-și ascundă fața care plânge de toată lumea, dar nu poate. El conduce în brațele mamei sale Vitrege plângând. Mama lui Vitreg îl îmbrățișează recunoscător că este bine, dar îl și consolează în timp ce plânge abundent, spunând că Jetka este moartă. Siddhartha devine slab din cauza plânsului și leșină în brațele mamei sale. Ea îl strânge, plângând împreună cu fiul ei. Mama lui Vitreg îl duce în camera lui să se odihnească. Servitoarea informează despre sosirea regelui Prajapati, dar lui Siddhartha este atât de rușine de sine încât stă întins în pat, întorcându-și față de la mama sa. Ei spune
spune că totul va fi bine și că ar trebui să doarmă puțin, apoi lasă să se odihnească și o întâlnește pe Jetka. Jetka se întâlnește cu regele, care o întreabă ce mai face Siddhartha. Ea își cere scuze învinovățându-se și spunând că abaterea ei la datorie a determinat situația să se întâmple. Regele Prajapati spune că Maya era slabă după ce l-a născut pe Siddhartha, dar trebuie să-i arate mai multă dragoste lui Siddhartha decât Mayei. Ea îi mulțumește pentru cuvintele sale amabile, apoi spune că Siddhartha este suficient de mare pentru a urma antrenamentul de arte marțiale. Siddhartha, care nu doarme, le poate auzi toată conversația. Siddhartha învață să tragă o săgeată, iar instructorul țipă în timp ce îi dă instrucțiuni. Siddhartha se chinuie să tragă arcul, iar soldații încep să se bată între ei, dar se opresc când văd că partnerul Siddhartha este prea violent. Ei sunt îngrijorați pentru prinț. Siddhartha se ține împotriva partnerului său de sparring, care îl atacă cu toată forța. Siddhartha încearcă să blocheze atacul cu scutul său, dar îl pierde și cade la pământ. Trebuie să se grăbească înapoi pentru a evita ca toate atacurile să-l rănească. 5 ani mai târziu, Siddhartha se luptă cu partnerul său, iar soldații care privesc sunt uimiți comentând cum s-a îmbunătățit. Siddhartha își poate contracara și ataca fără greșeală adversarul. Tatăl său este mândru să vadă că fiul său s-a îmbunătățit. Adversarul său îl laudă pentru că a devenit atât de puternic, zâmbind la realizarea lui de a-l preda pe Siddhartha. Cu toate acestea, Siddhartha nu este fericit când își înveselește sabia și pleacă. Un soldat se grăbește să livreze o scrisoare de urgență, deoarece războiul împotriva lui Kosala este pe cale să înceapă. Siddhartha îl întreabă pe tatăl său de ce trebuie să lupte, iar tatălui spune că au reușit să evite războiul în ultimii ani, dar nu de data aceasta. Tatălui spune să facă o mișcare, să înceapă bine, iar Siddhartha întreabă ce înseamnă asta, iar tatăl său spune că Siddhartha ar trebui să-l învingă pe Kosala, să-i moșnească locul să devină regele țării lor. Dar Siddhartha își întreabă tatăl de ce există război, de ce oamenii se ucid între ei. Tatălui țipă el spunând că dacă nu se luptă, Kosala nu va fi cucerit. Totuși Siddhartha nu este convins. Tatăl său îl întreabă cum intenționa să fie rege cu această mentalitate. Pe măsură ce începe războiul, Kosala și Shaki atacă unul față de celălalt, fără să-i pese de satul dintre zonele lor de ciocnire. Siddhartha privește de sus când țările se luptă, călcând în picioare satul. Shaki plouă cu săgeți pe linia frontului Kosala, punându-le capăt. Cu acestea, liderul de război al lui Kosala continuă să avanseze îndemnându-și oamenii să-i urmeze. Siddhartha vede grămezele de cadavre și nu suportă să privească. El înaintează cu oamenii săi pe câmpul de luptă. Ambele părți atacă reciproc cu tot ce au. Regele își călărește calul, doborând unii dintre oamenii lui Kosala, dar liderul Kosala și soldații săi încă mai au puterea, ștergând cu ușurință soldații lui Shakya. Siddhartha călărește pe câmpul de luptă, strigând la ei să se oprească, dar strigătele lui cad în urechi surde. Siddhartha este înconjurat de soldații lui Kosala, care identifică drept prinț și lider, căutând să-l omoare pentru că a câștigat un titlu pentru ei înșiși. Soldații lui Shakya încearcă să-l protejeze pe Siddhartha, dar sunt distruși cu ușurință. Liderul lui Kosala, Chapra, încearcă să-l atace pe Siddhartha, dar deodată timpul pare să se miște încet. Cu cât se apropie de Siddhartha, cu atât devine mai iluminator. Siddhartha nu scoate sabia în acest moment și se uită fix la Chapra. Chapra începe să scuipe sânge, iar calul său devine neliniștit. Ajunge să cadă tot scuipând sânge, iar Siddhartha și Chapra continuă să se holbeze unul altul, iar Chapra își dă seama că lucrurile sunt diferite pentru că simte ca și cum Siddhartha se uită adânc în sufletul lui și îl judecă. Chapra lovește puternic pământ, iar oamenii lui se vin să-l verifice, dar el moare imediat. Soldaților Kosala li se ordonă să se retragă imediat. Un soldat îi spune lui Siddhartha să se întoarcă în armată, iar alt soldat strigă unul la altul să se retragă și să-l protejeze pe prinț. Siddhartha se retrage cu restul armatei, sub cerul nopții, cu luna luminând împrejurimile. Prințesa Yashodhara, soția sa, se apropie de el întrebându-l de ce nu se odihnește. Ea menționează că el stă acolo în fiecare seară până când este foarte târziu și întreabă dacă are vreo îngrijorare. Le răspunde că oamenii mor și se îmbolnăvesc ușor, întrebându-se de ce nu poate face nimic. Siddhartha răstoarnă regina unui sul în mână și se întreabă de ce oamenii trebuie să renunțe când suferă de o boală incurabilă. Se întreabă cu voce tare de ce trebuie să închidă ochii în timp ce așteaptă ca moartea să vină și să le ușureze suferința. Siddhartha crede că viața este plină de suferință, în timp ce se ridică, amintirile se întorc de când a călătorit prin țară și a văzut oameni suferind. Își amintește că un tânăr sclav a fost călcat în picioare de un negustor de fructe pentru că a furat. Copilul îngrozit de foame se ține de portocal a furat îndurerând durerea în timp ce negustorul continuă să-l calce. Înapoi în prezent, Siddhartha îi spune prințesei Yashodhara că deși s-a născut prinț, simte că nu știe nimic. El crede că este mai ignorant decât chiar și Sudra, un grup de oameni. Își exprimă dorința de a învăța totul despre lume. Prințesa Yashodhara îl îmbrățișează din spate și îi spune numele. Prințul Siddhartha îi spune să se odihnească câțiva ani mai târziu, iar familia regală s-a adunat în camera prințesei Yashodhara pentru că tocmai avea un copil. Prințul Siddhartha iese pe veranda palatului să se gândească. Își spune că deși învață multe, tot ce vede sunt oameni care suferă și nimeni nu învață cum să repare asta. În mintea lui vede mulți oameni care au nevoie de ajutor, întinzându-se spre el de parcă ar vrea să-l tragă într-o gaură întunecată. Aceasta este oroarea oamenilor care suferă. Realizând că viitorul lider nu poate împiedica oamenii să îmbolnăvească, să îmbătrânească și să moară, Siddhartha știe că aceste lucruri sunt inevitabile în lumea vieții. El înțelege că va trece prin toate ca un om și va înfrunta moartea. Începe să se cufunde în acest gând, simțind întunericul în jurul lui. Se luptă pentru că realizează că viața aduce durere și Siddhartha vrea cu disperare
disperare să găsească o modalitate clară de a evita acea durere. Iese din gânduri trecându-se în poziție de lotus sub un copac în mijlocul junglei. Hotărât, el crede că trebuie să fie ceva ce poate face. Siddhartha ia o mare decizie de a lăsa totul în urmă și de a căuta adevărul. Noaptea târziu se duce în camera tatălui său, în timp ce acesta doarme, simțindu-se trist că și-ar putea dezamăgi tatăl, Siddhartha lasă în liniște un bilet sperând să-i fie iertare. Ieși în urcă pe cal și călărește pe vârful unui deal, aruncând o ultimă privire asupra orașului înainte de a pleca în călătoria lui. Un bărbat pe nume Shana îl ajunge din urmă pe prințul Siddhartha și îl roagă să se întoarcă. Siddhartha coboară de pe cal și îi spune Shanei să ducă calul înapoi în oraș, apoi începe să scoată toate podoabele regale și halatul aruncându-le pe pământ. Shana ridică obiectele valoroase și îl întreabă pe Siddhartha ce face. Este șocat să-l vadă pe Siddhartha luând un cuțit și tăindu-și tot părul până devine complet chel. Siddhartha îi dă părul Shanei și cere să-l dea prințesei Elena. Siddhartha îi spune Shanei să-i spună prințesei că se va întoarce după ce va găsi calea spre succes. Shana, plângând după Siddhartha, îl privește cum se îndepărtează cu doar un halat în jurul taliei. Siddhartha îi spune lui Shana să se întoarcă cu calul și celelalte obiecte de valoare, sublinind hotărârea lui de a căuta o cale diferită. Siddhartha porniște în călătoria sa pentru a-și găsi propria cale. Mama lui, Maya, l-a vegheat crezând în profeția că va deveni un om mare și va șterge suferința tuturor viețuitoarelor. Ea îi urează bine, deoarece el devine călugăr ascet și călătorește prin lume. Călătoria lui Siddhartha este grea, se bazează pe bunăstarea străinilor pentru mâncare, doarme oriunde poate găsi adăpost și merge pe jos prin vremea neplăcută. Într-o zi ajunge într-un sat în care oamenii suferă de foame puternică. Aproape fără viață pe pământ, Siddhartha își folosește halatul pentru a acoperi o mamă și un copil tremurând, surprinzându-i pe cei care sunt martori acestui gest plin de compasiune. Siddhartha petrece ceva timp în sat și se îndreaptă spre părul când un bărbat se apropie de el. Bărbatul observă prezența lui Siddhartha și vede părul alb al lui Siddhartha în creștere, spunându-i că nu este bine pentru un călugăr. El oferă un brici pentru a-i ștunde părul și barba lui Siddhartha, invitându-l la casa lui pentru a face curățenie. Siddhartha este de acord. La casă, bărbatul îi dă lui Siddhartha un halat pe care să-l poarte, complimentând cât de bine arată în el. Un alt călugăr din casă cere o ceașcă cu apă, iar bărbatul se duce bucuros să o ia, entuziasmat că are doi călugări în casa lui. Siddhartha se prezintă celălalt călugăr, care apoi îl surprinde întrebându-l dacă este prințul Shakyan. Surprins, Siddhartha confirmă. Călugărul se prezintă drept de feia. Conversația lor se întreruptă când bărbatul se întoarce cu vasul cu apă și le cere o favoare. El spune că fiul său vrea să devină călugăr. Soția lui scoate copiii și arată către Asaji ca pe cel care dorește să devină călugăr. Asaji și-a tuns deja părul. Siddhartha și Defea îl aduc pe Asaji în călătoria lor. În timp ce călătoresc împreună, Siddhartha îl întreabă pe Defea despre cicatricile pe ochiul său stâng. Defea îi spune că în timp ce medita pe o stâncă au venit niște oameni și l-au provocat spunând că asceza nu are rost. El răspunde explicând că scopul ascezei este să depășească limitele și să renască în viața următoare. Unul dintre oameni îl provoacă întrebând de ce nu și-ar arde ochii dacă suferința are sens. După ce ezită o clipă, apucă torța și șochează pe toată lumea, pârjolindu-și ochiul stâng cu ea. El îi explică lui Siddhartha că i s-a spus că automortificarea nu are sens, așa că și-a ors ochii pentru a dovedi că au greșit. Defea spune că cel mai impresionant act de asceză la care a fost martor a fost un om care s-a transformat într-o fiară, vrând o viață natură fără dorințe și distrageri. El crede că depășirea limitelor automortificării va duce la o mare reîncarnare. Potrivit lui Defea, cu cât cineva îndură mai multă suferință în viață, cu atât vor renaște mai bine în viața următoare. Asaji zâmpind este în spatele lor, întins cu un fluture. Defea îi sugerează lui Siddhartha să meargă în pădurea ascetică. Siddhartha nu se ceartă, dar rămâne sceptic în privința asta. Mergând prin lașină, triul se plimbă în apă. Asaji urmărește îndeaproape, dar își răniște piciorul pe o viță de vie spinoasă pe fundul râului. Plângând de durere, își pierde echilibrul și începe să se înece. Siddhartha se scufundă sub apă, grăbindu-se la Asaji și nuată înapoi la suprafață cu el în mână. Din acel moment, Siddhartha îl poartă pe Asaji pe spate pentru tot restul călătoriei. Ei traversează diverse peisaje, de la un deșert arzător până la un vârf de munte cu o cascadă și printr-o junglă. Făcând o pauză la un râu, Siddhartha se îngrijește de rana lui Asaji înainte de a continua pe o potecă de munte. Ajung într-un sat, oprindu-se să mediteze și primind mâncare oferită de la săteni. Călătorind noaptea, ei întâlnesc un grup de bărbați călare. Liderul, recunoscând-o pe Defea din întâlnirea lor trecută, îl strigă. Siddhartha intervine rapid, explicând că Asaji este bolnav și are nevoie de tratament urgent. Tata, omul care a ajutat, are grijă de Asaji. Pregătește niște medicamente într-o oală și o dă lui Siddhartha pentru ca Asaji să bea, explicând că este singurul medicament pe care l-au. Siddhartha îi cere apoi lui tata să încălzească oala și să încingă o lamă pentru el. Tata se întreabă de ce Siddhartha are nevoie de lamă și spune că este pentru a suge lucruri rele din rana lui Asaji. Siddhartha face exact asta, sugând lucrurile urâte și apoi folosind lama fierbinte pentru a închide rana. Asaji țipă pentru că doare, dar leșină imediat. Tata le spune tuturor că Asaji nu respiră. În starea lui de somn, Asaji se întreabă dacă este deja mort când aude o voce. Este mama lui Siddhartha, acum un zeu care spune că nu poate muri încă pentru că este menit să trăiască alături de Siddhartha.
Siddhartha. Leicerul lui Asaj să-l susțină pe Siddhartha. Siddhartha face respirație gură la gură și brusc Asaj începe să transpire și să tușească arătând că este încă în viață. Atât tata cât și Siddhartha se simt ușurați și spun că este un copil dur. Tata spune că în trecut și-ar fi folosit puterea pentru a posida o pasăre și a găsit un medicament mai bun. Tifa acum tratează, iar întreabă dacă tata mai are această putere, dar tata explică că a pierdut-o. Din păcate, Asaj este încă în pericol, deoarece febra nu va scădea decât dacă piciorul lui este vindecat. Tifa îi spune lui tata că a auzit de la Naradatta despre un copil misterios pe nume Tata, care avea capacitatea unică de a poseda lucruri. Se pare că atunci când tata era copil își putea schimba corpul cu animale. Mulți ani a rămas copil, iar corpul lui nu a îmbătrânit. Cu toate acestea, odată ce și-a pierdut puterea, a devenit brusc adult. Tifa menționează că a auzit că tata nu îmbătrânește, dar tatălui îl corectează, spunând că acum este adult. Chiar atunci o doamnă oarbă intră în cameră și întreabă dacă tatăl s-a întors. Tata o informează că este acasă cu doi călugări și un copil. Când Siddhartha vorbește, Meghala îi recunoaște vocea și lasă buștenii în mâinile ei când îl aude. Se cunoșteau de înainte, când Siddhartha era prinț îndrăgostit de Meghala după ce l-a salvat pe de bandiții care îl deranjau. Au petrecut timp împreună, iar l-a dus prin sat cu o barcă. Odată ce au căzut în râu și au început să joace în el. Când tatăl s-a descoperit relația lor, a ordonat ca Meghala să fie executată. Siddhartha a aflat despre asta și a izbunit pe tronul regelui. S-a dus în sala tronului unde tatăl s-o avea o întâlnire. Plin de mânie, el era gata să scoată sabia împotriva propriului său tată. Gardenii și toți ceilalți prezenți l-au rugat pe tânărul prinț să se liniștească. Recunoscând seriozitatea în ochii lui Siddhartha, regele a sugerat o alternativă. El a propus că dacă Siddhartha se căsătorește cu prințesa Yasodhara, o va elibera pe Meghala. Siddhartha a fost de acord cu decizia, fără tragere de inimă. Cu toate acestea, la sosirea în curte, Siddhartha a descoperit că un gardian i-a ars ochii Meghalei cu o sabie ca pedeapsă. În ciuda durerii, Meghala nu adăpostește ură față de Siddhartha și era fericit că l-a recunoscut. Ea și-a dorit ca el să devină un mare rege. Gardianii au luat-o și au lăsat-o jos, lăsând-o să rătăcească în ciuda orbirii. Siddhartha a fost atât de rănit încât și-a zgâriat degetul pe trotuar, făcându-l să sângereze. Siddhartha este încă în stare de șoc după ce a văzut-o pe Meghala după toți acești ani. Îl își cere scuze față de ea, simțind remușcări pentru că nu a devenit marele rege pe care și-l dorise. Rănită, ea fuge din cameră. Tara, care auzi despre numele lui Siddhartha, îl întreabă dacă este cu adevărat prinț și menționează că l-a căutat pe Siddhartha. Tara îl informează pe Siddhartha că satul său a fost atacat de soldații cu sala, ducând la uciderea familiei sale, a prietenilor și la distrugerea satului său. Tara își exprimă antipatia puternică față de soldații cu sala și dezvăluie că a luptat împotriva lor. Cu acestea, datorită poziției sale sociale, existau limite la ceea ce putea realiza. Tara sublinează că încheierea unui război între țări este o sarcină pe care numai un rege o poate îndeplini. El îl imploră sincer pe Siddhartha să devină rege și să-l distrugă pe Kosala. În timp ce caută se răzbune pentru suferința și pierderile suferite de el și poporul său, afară Meghala gâfâie greu, încercând să-și tragă răsuflarea în timp ce aude conversația lor. Tara continuă să-l necăjească pe Siddhartha pentru a deveni rege. Siddhartha însă îi cere să aștepte 10 ani. El spune că plănuiește să treacă prin Magadha și să intre în pădurea ascetică. Siddhartha își declară intenția de a practica asceza pentru următorul deceniu. El adaugă că dacă nu și-a găsit răspunsul până atunci, se va întoarce în țara sa. A doua zi dimineață, Asaj se trezește și începe să țipe despre un vârtej. Iese din cameră, încă strigând despre asta. Tara și ceilalți nu cred din moment ce este soare. Asaj aleargă pe deal până în sat, strigându-le sătenilor că se apropie un vârtej, spunându-le să evacueze. Dar din păcate nimeni nu răspunde la apelul lui de urgență. Brusc, vântul începe să prindă viteză, transformându-se într-un uragan. Asaj le spune urgent sătenilor să alerge cât de repede pot. Din păcate se prea târziu și uraganul este în apropiere. Sfâșie primul sat, aspirând sătenii fără stăpân și smulgând casele de pe pământ. În haos, Asaj reușește să salveze un copil mic care este aproape aspirat de vânt. După un timp, vânturile trec și liniștea revine în satul acum sfâșiat. Siddhartha și ceilalți ajung în sat, asistând la haosul care s-a desfășurat. Spre surprinderea lor, ei descoperă că Asaj poate prezice viitorul. De asemenea, prezisese că va muri în 4 ani, 4 luni și 4 zile. Siddhartha, Defe și Asaj au pornit spre pădure pentru a se antrena. Ei călătoresc prin munți, deșerturi, câmpuri de orez, sate, câmpii și diverse alte terenuri până când ajung la destinație, pădurea ascetică. În pădure ei observă diferiți călugări care trec prin diferite provocări. Asaj merge până la o mlașină de unde iese un bărbat uimindu-l pe Asaj și făcându-l să cadă pe spate. Siddhartha îl întreabă pe bărbat dacă scufundarea sub mlașină este și o metodă de antrenament. Bărbatul spune că este o mlașină fără fund și pentru a practica ținerea respirației. Defe explică lui Siddhartha diferite metode de antrenament, cum ar fi folosirea unui copac pentru înzurare, îngroparea nisip pentru post și folosirea unui sicriu pentru a limpezi mintea. Defe afirmă că pădurea ascetică este locul cel mai potrivit pentru un astfel de antrenament. Siddhartha și Defe stau pe un tufiș de spin meditând. În ciuda faptului că muștele îi deranjează, ei rămân în aceeași poziție mult timp, ignorând complet diferitele condiții meteorologice și întâmplările din jurul lor. Asaj nu participă, dar îi urmărește în schimb. Siddhartha este dornic să descopere ce se află la sfârșit după această
automortificare. Ei încearcă de asemenea să postească pe nisip și în acest moment atât Siddhartha cât și Deve sunt deja destul de slabi. Siddhartha îl observă pe Asajj făcând semne pe un copac și se apropie de el. El întreabă ce face Asajj, iar Asajj răspunde că numără zilele. El spune că 365 de semne de pe un copac reprezintă un an, iar el va muri pe al cincilea copac, spunând-o cu un zâmbet. Siddhartha se întreabă de ce Asajj numără deja zilele până la moartea sa, întrebând dacă nu este frică de moarte, ci în schimb o așteaptă. Asajj răspunde că este speriat, dar nu poate să fie ajutat. Siddhartha îi spune că ar fi nebunit dacă ar fi fost în locul lui Asajj. Apoi îl întreabă pe Asajj cum trăiește în fiecare zi fără să se teamă de moarte. Asajj răspunde că o face prin îndeplinirea scopului său în viață. Asajj sare zâmbind în timp ce îi spune lui Siddhartha că va putea renaște ca ceva mai mare decât un bărbat. El adaugă că dacă Siddhartha își îndeplinește scopul, toată lumea va fi mântuită. Siddhartha întreabă cum poate face asta, dar Asajj doar zâmbește ca răspuns. El își continuă antrenamentul cu Siddhartha trecând prin înzurare, sicriu și făcând din nou nisipul rapid în timp ce Defe este înzurat. Defe continuă să-l convingă că agonia și durerea sunt căile lor cele mai rapide către mântuire. Siddhartha întreabă dacă Defe sugerează moare în acest proces, la care Defe răspunde că este cel mai rapid mod de a se curăța, deoarece corpul uman este corupt. Cu toate acestea, Siddhartha refuză ideea de a muri. Defe spune că Siddhartha nu a înțeles sensul asceticismului și ar trebui să moară, mergând până la a numindu-l prost și sugerând că putrezește în iad. Siddhartha este speriat, dar decide să nu se mai certe. Între timp, Asajj continuă să marcheze copacii. Siddhartha începe să se întrebe dacă este o prostie să se absorbă în torturare pe sine însuși, să se întrebe dacă toate aceste practici extreme vor duce cu adevărat la mântuire. Siddhartha se confruntă cu o perioadă grea, dar din fericire tata intervine să-l ajute. Tata îl duce pe Siddhartha la un râu și dă apă salvându-l de la a fi adevăratul sete. Siddhartha se întreabă de ce a venit tata în ajutor, iar tata spune că îl va lăsa pe Siddhartha să moară de la antrenament. Tata îi oferă chiar și un măr, dar Siddhartha spune că nu, pentru că ține post. Tata încearcă să-l forțeze pe Siddhartha să mănânce, dar apoi vin niște călugări. BF, liderul, vine primul și îl întreabă pe tata dacă el este cel care l-a luat pe Siddhartha din antrenamentul său. Defe strigă la tata spunând să nu-l deranjeze pe Siddhartha. Defe strigă la antrenamentul lui Siddhartha și chiar îl numește diavol pentru că îi distruge pe Siddhartha. Tata îl întreabă pe Defe dacă este în regulă cu moartea lui Siddhartha, întorcându-se să-i dea lui Siddhartha mărul, dar Siddhartha tot spune nu mărului. Defe spune că a murit în timp ce face antrenament dur duce la glorie eternă, iar tata nu ar trebui să încurce cu antrenamentul lui Siddhartha. Defe strigă la tata să plece, iar ceilalți călugări încep să cânte pentru ca tata să plece. Brusc, tata observă fum și aleargă spre coliba unde se află Meghala. E în flăcări. Siddhartha aude numele lui Meghala și devine mai conștient. Tata se grăbește și găsește niște călugări arzând coliba. Împinge din drum și se răpustește în barac în flăcări strigând după Meghala. Văzându-o într-un colț, el o apucă repede și o duce afară chiar înainte ca coliba se prăbușească complet. Tata o ia pe Meghala să se ascundă într-o peșteră. Când Siddhartha se apropie, tata avertizează că va tăia pe oricine se apropie. Siddhartha se identifică, iar tata se calmează. Siddhartha întreabă despre starea lui Meghala, iar tata spune că este bine. Ea e bolnavă. Siddhartha vrea să o vadă, dar tata îi explică că este prea rău pentru a-l întâlni. Au venit să-l salveze pe Siddhartha, nu invers. Siddhartha decide să intre în peșteră și să se întâlnească cu Meghala, dar ea îi strigă să nu se apropie. O doare, gâfâie puternic și plânge în timp ce corpul este acoperit de furunculi. Siddhartha îngenunchează lângă ea, profund afectată de starea ei, și întreabă cât mai trebuie să îndure. În următoarea sesiune de antrenament, care implică agățarea unui frânghii peste o stâncă, Defa îl întreabă pe Siddhartha dacă se gândește la Meghala. Defa îi cere să se concentreze pe antrenament, dar Siddhartha spune că nu poate ignora suferința oamenilor. Defa insistă că este greșit ca cineva din pădurea ascetică să nu practice asceza. Siddhartha răspunde spunând că nu înțeleg și nimeni din pădure nu se confruntă cu atâta durere ca Meghala. Tata are grijă de Meghala, aducându-i mâncare, dar ea nu vrea să o mănânce. Ei spune să meargă oriunde dorește pentru că nu mai are speranță pentru ea. Tata spune că nu ar trebui să vorbească cu el. Tata nu vorbește așa, dar insistă că dacă moare, el va fi liber. El lasă mâncarea deoparte, o îmbrățișează și promite că o va salva. Siddhartha urmărește cum se întâmplă din afara peșterii. Asajj deschide sicriul în care se află Siddhartha și Siddhartha îl întreabă dacă nu există nicio speranță pentru a o salva pe Meghala. Asajj îl asigură că o va salva. Siddhartha se întreabă cum plănuiește Asajj să o salveze, iar Asajj spune că o va face în același mod în care a salvat-o pe Siddhartha. Siddhartha începe să sugă puroiul din corpul lui Meghala. Tata încearcă să-l oprească, dar Siddhartha insistă că este singura modalitate de a o salva. Tata se oferă să o facă în schimb, îngrijorată că Siddhartha ar putea să ia boala. Siddhartha îi spune lui tata că dacă obosește se pot schimba și ar trebui să lucreze împreună. Meghala se simte rușinată, plângând și numindu-se murdară, dar Siddhartha o liniștește spunând că nu este murdară, iar el se va asigura că va îndepărta toată otrava sau puroiul. A doua zi, Siddhartha își întrerupe meditație pentru a-l verifica pe Meghala. Shepa îl observă că pleacă și se înfurie întrebându-se cât timp va încerca Siddhartha să o salveze. Când sosește Siddhartha, el vede că și-a revenit aproape complet după boală. Meghala și tata îngenunchează recunoscători, întrebându-l pe Siddhartha cum l-au putut vreodată să-l răsplătească. Teve și câțiva călugări vin în peșteră, acuzând
prizonul că și-a neglijat pregătirea călugărească pentru a fi cu ei. Defei spune lui Siddhartha să plece, iar ceilalți călugări îl susțin. Tata îl întrerupe, spunându-i lui Siddhartha că va pleca cu Megala, iar Siddhartha ar trebui să-și continue antrenamentul. Îi cer lui Siddhartha să uite promisiunea de întoarcere. El spune că se va întoarce în țara lui și va deveni rege pentru că și-a lăsat furia când o tratau pe Megala. Și acum înțelege cât de importante sunt acțiunile lui Siddhartha. Megala adaugă că s-a blestemat pe ea, însă și simțindu-se furioasă pentru că s-a îndrăgostit de el și i-a frânt inima și a fost orbită. Acum că s-au întâlnit din nou, ea se simte în viață și mulțumește lui Siddhartha nu numai că i-a salvat corpul, ci și inima. Când tata pleacă, el îi spune lui Siddhartha că odată ce va deveni un mare călugăr ar trebui să-l facă primul său ucenic. În acea noapte, Asajj marchează copacul și îi spune lui Siddhartha că noaptea următoarei luni pline el va muri. Siddhartha îl întreabă pe Asajj cum ar muri când arată atât de sănătos. Asajj îi spune că va muri fiind mâncat de fiarele vometate. Siddhartha îl întreabă pe Asajj dacă predicția morții sale este exactă și dacă se va confrunta cu adevărat cu un astfel de sfârșit tragic. Asajj o confirmă încă zâmbind. Siddhartha îi promite lui Asajj că orice s-ar întâmpla, el va fi întotdeauna cel mai bun prieten al lui și îl va proteja. Asajj cade de pe o stâncă în timp ce încearcă să atingă niște ouă într-o clipă. Siddhartha meditează când aude țipetele lui Asajj și se grăbește repede să-l ajute. Siddhartha ajunge la poalele muntelui și îl găsește pe Asajj în siguranță. În timp ce pescuiește, Asajj este în râu. Siddhartha își întrerupe meditația încă o dată pentru a se repezi rapid în ajutorul lui. În fericire, îl găsește pe Asajj în siguranță zâmbind și făcându-i cu mâna. În noapte de lună plină, Siddhartha încetea să mediteze și decide că nu-l va lăsa pe Asajj să moară și plănește să o facă, deoarece l-a legat deja pe Asajj de o ramură de copac. Deodată un iepure se urcă în copac. Este un copac unde se află Asajj și începe să ciugulească frânghia. Frânghia se rupe, iar Siddhartha se trezește din somn. Asajj a plecat, iar Siddhartha se uită rapid în jur pentru a-l găsi. Între timp, Asajj îl urmărește de bunăvoie pe iepure în pădure. Trece pe lângă un tofi și cade accidental într-o groapă plină de lupi. Asajj vede pui de lupi scâncind pentru că le este foame. Asajj merge și mânghe puii de lupi, spunându-le că vor primi mâncare în curând. Se întinde pe pământ în timp ce doi lupi adulți se apropie. Siddhartha ajunge la gaură, șocat și în lacrimi văzând copiii rupând trupul lui Asajj în bucăți. Siddhartha strigă îngrozit și fuge de vederea îngrozitoare. El aleargă până se împiedică și cade cu fața plată pe pământul ierbat, doliu pentru Asajj. Pe măsură ce zile trec, Siddhartha se supune unor practici ascetice extrem de dureroase. Își forțează drum printr-un tufiș spinos înțepător, acest răpungându-i carnea. Merge peste foc arzător, arzându-i tot trupul. El se leagă chiar de un trunc de copac, permițându-i corbilor flămânzi să-i ciugulească trupul. Ceilalți călugări vin și alungă păsările, rugându-l să se oprească și înțeleg automortificarea lui. Apoi recunosc că este un călugăr excelent, dar el le spune că nu i-a suferit suficient. Este îngrijorat deoarece Siddhartha face aceste practici de antrenament de când Asajj a murit, în măsura în care în ultimele 10 zile nici măcar nu a băut apă. Trece pe lângă Defai, care în cele din urmă recunoaște că Siddhartha a atins cea mai mare stare de asceză. El stă deasupra unui pat de spin și meditează la o stâncă rece, în timp ce ploaia se revarsă și tunetele trosnesc. Își repetă că va deveni o stâncă, iar în furtună va deveni apă, dar vânturile puternice se rovedesc prea puternice. Îl aruncă în aer de pe vârful unei stânci, iar el se cufundă în șuvoiul de apă de dedesubt. Corpul îi plutește pe râu și presupune că a devenit una cu natura. El supraviețuiește în timp ce întinde pe partea de mică adâncime a râului, dar nu se poate mișca. Stă întins acolo cu ochii deschiși, uneori închizându-i. Se întreabă dacă aceasta este moartea la sfârșitul automortificării despre care a vorbit Defai. În timp ce închide ochii, ajunge într-o stare de transă. Apoi aude vocea mamei sale strigându-i, spunându-i să nu moară. Apoi apare în fața lui spunând că Asajj s-a născut pentru a fi mâncat de lupi, pentru a-i transmite că toată viața este conectată. Siddhartha întreabă dacă moartea lui Asajj a fost să învețe legile naturii pe care mama lui le afirmă, făcându-l să plângă de tragedie destinului Asajj. Înainte să dispară, el îndeamnă să rămână în viață, dar Siddhartha nu știa că aceasta era mama lui, pentru că a întrebat-o cine este ea exact când dispare. Se trezește cu mirosul de terci fierbinți, aburind și lânghit într-o singură ședință, fără să-i pese cât de fierbinte este. Lacrimi curg pe ochi, în timp ce imaginea unui Asajj zâmbitor iese în față. Pe măsură ce revine la realitate, se trezește față în față cu o femeie care este recunoscătoare că este în regulă. Ea îl întreabă dacă ar dori o a doua porție de terci. Se uită puțin în jur după călugării din apropiere, dar zâmbește și plânge din nou. El îi spune că tercile de orez i-a salvat viața, apoi mulțumește pe măsură ce se îndepărtează unele animale care se îngrămădesc spre el. Se împrospătează într-un părâu și simțindu-se luminat, le face semn animalelor să se apropie, spunând că are o poveste pentru ele în timp ce își împachetează părul într-un coc. Animalul urmăresc, iar el îi spune o poveste. El explică animalelor că a trăi înseamnă a susține o altă viață și că a mânca pentru supraviețuire este legea naturii. El sublinează că dacă lupii care l-au mâncat pe Asajj erau sătuli, atunci moartea lui nu a fost o binecuvântare. El îi spune că numai oamenii continuă să lupte și să măcelereze în zadar. De această cauză se naște o mare suferință. El pleacă când o întâlnește pe Defa stând sub un copac. Defa îl întreabă dacă fuge, dar el îi spune că nu ar mai merge în pădurea ascetică. Defa îi spune că își va continua automortificarea până va muri și îl va depăși arătându-i dreptate
societatea în asceză. Siddhartha îi spune că urmările radicale sunt lipsite de sens și începe să-i spună un proverb. El îi spune lui Deva că nu va urma asceza extremă, el nu va urmări asceza sau plăcerea și în schimb va trăi o viață moderată mergând pe un drum calm și larg. Deva îi spune că va vedea că Siddhartha și-a găsit propria cale, dar va continua să meargă pe calea în care crede. Siddhartha merge puțin din pădure și se întâmpină de un grup de călăreți care îl înconjoară cu sulițe. Generalul lor, prințul Viradka, îl numește prințul Siddhartha al Shakya. El îi spune că nu mai este prinț. Prințul coboară de pe cal și își îndreaptă sabia spre Siddhartha. El îi spune că familia lui a murit. Familia lui l-a făcut să sufere și el avea să se asigure că va pieri. Îl întreabă pe Siddhartha dacă se simte trist și mai departe îl întreabă dacă îl urăște. Îi spune lui Siddhartha să ia sabia din mână și să-l înfrunte. Siddhartha îi spune calm că trebuie să fie un suflet sărac și dacă are de gând să-l omoare ar trebui să o facă. Îi spune că nu-l urăște, ci este milă. Prințul Viradaka este confuz. El îl întreabă pe Siddhartha despre ce vorbește și chiar după ce a amenințat că îi va ucide oamenii și familia, Siddhartha nu este deranjat. Siddhartha îl întreabă dacă îi face plăcere răzbunarea și dacă i-a adus bucurie măcar o dată sau dacă îl face să sufere noaptea. Acest lucru îl înfurie deoarece este pe cale să lovească pe Siddhartha cu sabia, dar brusc fulgerul lovește sabia, făcându-o să cadă din mână. Siddhartha ridică sabia și se îndreaptă spre prințul Viradaka. Le ordună oamenilor să-i să-l omoare pe Siddhartha. Îl înconjoară, dar se retrag instantaneu din cauza unei forțe necunoscute care îi oprește. Siddhartha îi dă înapoi sabia, spunându-i că va continua să simtă regret până în ziua în care va muri. Suferă o eternitate, iar asta este mai crud decât tortura, rănile sau boala. Acest motiv este milă de el. Îi întinde sabia tânărului general care se retrage și le spune oamenilor să-i să se retragă. Siddhartha meditează în fața unei mlaștini, când o persoană este din mașină încântată de vederea lui Siddhartha meditând. Se apropie încet de el și cade în genunchi, spunând că vrea să moară, fiind cel mai nefericit din lume. Siddhartha îl întreabă de ce este nefericit. Îl spune că tatăl și mama lui au fost tratați rău, a fost călcat în picioare din elefant și a murit, iar cea de-a doua mamă a murit de o epidemie. Siddhartha îi răspunde spunând că părinții lui au fost cei mai nefericiți. The Swamp Man spune o poveste despre tânărul prinț Viradaka care și-a abandonat mama. The Swamp Man susține că prințul a fost crud pentru că și-a lăsat mama să moară doar pentru că mama lui era sclavă, așa că de ce prințul nu primește nicio pedeapsă? Siddhartha răspunde că și prințul Viradaka suferea pentru că deși era prinț a trebuit să-și vadă neputincios mama murind. Mâhnirea lui a fost mult mai profundă pentru că omorâse nenumărați oameni și chiar și-a lăsat mama să moară, iar prințul a trebuit să-și trăiască restul vieții plin de regret până în ziua în care a murit. Prințul ajunge la un mormânt puțin adânc, unde se adunase o haită de hiene, l-a alungat cu sabia, apoi începe să sape locul care este de fapt locul unde fusese îngropată mama lui. L-a scos-o din pământ și s-a agățat de ea, plângând și spunându-i trupului nesuferit să se uite la fața lui și să-l strige, spunând că a procedat rece în fața ajutoarelor regelui doar pentru a-i face plăcere. Când îl vede pe rege, îi cere iertare trupului nesuferit al mamei sale. Siddhartha îi spune omului mlașinii că prințul este și o persoană nefericită și că fiecare își poartă propriile sarcini. Siddhartha îi spune că a suferit de aceea ar trebui să înțeleagă suferința altor oameni mai mult decât oricine. Cuvintele spuse de Siddhartha lovesc adânc și cad în genunchi, lovindu-și capul și mâinile de podea. După cum spune Siddhartha, există mai mulți oameni nefericiți acolo. Îl întreabă pe Siddhartha că dacă toată lumea este nefericită, atunci de ce sunt pe lume? De ce mai trăiesc oamenii? Siddhartha își pune mâna pe umăr, iar corpul lui Siddhartha începe să strălucească și se extinde încet în zona înconjurătoare. Siddhartha îi spune că mama lui murise la câteva zile după ce l-a născut și că acum veghează asupra lui. Acesta îi spune că datorită faptului că mama lui l-a născut a putut să-l cunoască și așa cum natura și are scopul ei, fiecare persoană are propriul său scop în viață, pentru că toți suntem conectați la toate lucrurile din natură și formăm o legătură cu ele. Lumina se răspândește în toată pădurea și se extinde mai departe. Siddhartha îi spune omului mlașnii care are un rol de jucat în viață doar prin existență și au fost oameni care au fost salvați doar prin întâlnirea cu el, precum părinții săi fiind fericiți că s-a născut, ceea ce l-a făcut pe omul mlașnii să se dezvolte. Siddhartha adaugă că până și mama prințului Viradaka trebuie să fi fost foarte bucuroasă că a fost tratată cu amabilitate de către el. El îi spune că prințul trebuie să fi găsit mângâiere și în bunătatea lui față de mama lui, făcându-o să nu se simtă singură. Îl întreabă pe Siddhartha dacă este în regulă pentru ca el să trăiască și dacă are de jucat un rol în viață, așa cum au ucis și rănit mulți oameni. Siddhartha spune da, el cere numele lui Siddhartha pe care îl dă. El îi spune că este o persoană bună și dorește să devină discipolul lui. El îi spune că nu poate în acest moment, fiind încă în mijlocul antrenamentului și este de asemenea în doliu. Omul de mlașină îi spune lui Siddhartha că atunci când își va termina antrenamentul și va deveni o persoană grozavă, va veni imediat. Siddhartha îi spune că nu știe cât va dura. Omul de mlașină răspunde că va aștepta cât mai mult posibil și va aștepta undeva departe. Îi mulțumește lui Siddhartha pentru că l-a învățat sensul vieții și se întoarce la apă. Siddhartha încetează să mai strălucească și se întreabă în sinea lui când l-a învățat pe omul mlașnii și când a spus tot ce a spus, de ce a spus toate acele lucruri. În timp ce soarele
soarele răsare peste orizont, el aude o voce care îi spune că a fost iluminat, dar acum se numește Buddha, cel trezit. Glasul îi spune că atât timp cât mai există viață, el își va răspândi învățăturile tuturor oamenilor din lume și să învețe pe oameni cum ar trebui să trăiască. Își dă seama că i-a făcut fericiți pe toți cei pe care i-a întâlnit vreodată. El intră într-o stare de transă când mama lui îi spune că a atins o lume pe care i s-a deschis ușa inimii. Ea spune că oamenii se nasc ca o floare de lotus, iar când aceasta înflorește, are un potențial nelimitat. Mama lui îl numește cu noul său nume, Buddha, cel trezit, și îi spune să facă floarea din inimile oamenilor să înflorească. Îl spune că atât timp cât va fi viață în el, el are de îndeplinit rolul care i-a fost dat. Războiul se încheie, așa cum spune Prithviraj, prințul Varadaka, și încetează focul, iar oamenii din Kozala au putut să se întoarcă în oraș pentru a-și trăi o viață normală. Tara și Meghalaya își găsesc fericirea, precum și Asajj, care se joacă cu păcatul lui Butterfly din viața de apoi. Defe și călugării încă își merg pe calea lor, în timp ce Siddhartha, Buddha trezit, își continuă călătoria. Cam atât a fost, dragi, acest anime. Nu uita să apăsați butonul de like pentru că ne ajută foarte, foarte mult să împingem acest anime mai departe.